Salutări, dragilor, în acest material vreau să vă cer ajutorul. În primul rând pentru voi cei care ați considerat că în anumite momente ale vieții, momente dificile, am fost acolo și v-am ajutat prin ceea ce fac, prin ceea ce promovez. Așadar, în acest material vă cer ajutorul, vreau să share-uiți în masă pentru că trebuie să susținem acest proiect al lui Codin Maticiuc, proiect care susține renovarea spitalelor publice din bani privați. Așadar, nu trebuie decât să donăm 2 euro, dacă puteți, nu sunteți obligați. Știu foarte bine că trăim timpurile în care suntem înconjurați de frustrare, de invidie, de nefericire, de lipsuri, de stres. Și în momentul în care ar trebui să ajutăm, să fim umani, avem tendința să căutăm vinovați și ne ducem cu gândul către stat, către politicieni și așa mai departe. Și din păcate, făcând chestia asta, cel mai mult suferă oamenii care au nevoie de ajutor. Toți acei copii care suferă de niște boli incurabile și au nevoie de tratamente foarte costisitoare. Și atunci, care este calea? Noi să fim umani și să înțelegem faptul că fiecare copil, fiecare om care a ajuns în pragul morții nu are nicio vină pentru incompetența noastră, pentru deciziile proaste pe care le-am luat, decizii care ne-au adus să trăim ceea ce trăim astăzi. Dacă statul nu intervine, dacă există scopuri ascunse, nu ar trebui să ne intereseze. Dacă noi ne permitem și putem să donăm 2 euro la 8845 cu textul facem, de ce să nu facem? Vă pup și vă rog share-uiți să ajungă la cât mai mulți oameni. Să vă povestesc cum am luat eu contact pentru prima oară cu Fundeniu și cu etajul 7, cu locul unde sunt internați în mod normal copiii bolnavi de cancer. Și apoi o să vă spun și cam ce m-a determinat să pornesc această renovare. Mi-a scris un grup de fete pe Facebook, fete care veneau aici de câteva ori pe an, ofereau cadouri și ajutau și secția cu diferite lucruri. Mi-au scris că și-ar dori să le donez un scaun pentru citostatice. Am înțeles că e un scaun special de care se agață perfuziile și așa mai departe. Am fost de acord să le donez acest scaun și le-am rugat să mă ia și pe mine la Fundeniu să văd ce se întâmplă. Îmi amintesc și acum că era Crăciun, când am fost prima oară. Și acțiunea pe care fetele organizau era legată de faptul că noi aduceam niște cadouri fiecărui copil din fiecare salon, de la etajele 6 și 7, pentru că și la 6 este aceeași secție. Și aveam și cu noi și un Moș Crăciun, un tip îmbrăcat în Moș Crăciun care să le ofere aceste cadouri. Conform procedurii lor, eu am primit etajul 7 și prima cameră în care am intrat a fost la 702, unde am văzut o fetiță, după care am scris și articolul de pe blogul meu pe care puteți să-l citiți, fata de la 702. Fetița aceea era întinsă pe pat și era acompaniată de tatăl ei. Țin minte că a fost prima cameră în care am intrat și n-am reușit deloc să fac pe acea fetiță să zâmbească măcar, să se bucure de prezența moșului care era lângă mine și de faptul că noi am venit cu cadouri și am încercat să o bucurăm într-un fel. N-am reușit deloc să fac să zâmbească. Probabil că era avea o perfuzie. Mi-amintesc că era vânătă la buze și am ieșit din cameră ca să nu vadă că am ochii lacrimi. Poate cum am și acum. Trebuie să vă spun că 2 săptămâni mai târziu am aflat că fetița aceea s-a prăpădit. Îl chema lăcrămiara. A fost destul de greu. Atunci mi-am propus ca într-o bună zi, când o să am destul de mulți bani și o să reușesc să strâng destul de mulți bani și să pun și eu bani, o să renovez și eu etajul 7 în memoria fetei de la 702, în memoria lăcrămiarei care acolo am murit. Asta a fost ceea ce mi-am dorit.
durează ceva, va dura ceva, va dura câteva luni. Construim baie în fiecare salon. Aici în spatele meu, ok, pierdem câte un pat din fiecare salon. Saloanele de 6 vor deveni de 5, saloanele de 3 vor deveni de 2-4. Dar construim băi în fiecare salon, copiii vor merge la propria baie, iar aparținătorii părinților vor merge pe hol, la băile la care mergeau ei înainte. Și absolut tot, renovăm tot de la tavan, pardoseală, pereți, ca să aducem spitalul, etajul 7, ok, la standardele unui spital din 2020. Asta e ce facem. Eu învăț efectiv, pe măsură ce s-au făcut planurile, apoi mi s-au făcut toate detaliile și mai departe, eu învăț ce înseamnă asta. N-am renovat spitalul, m-am ocupat cu asta. Am învățat că prizele din pereți și locul prin care intră oxigenul, curentul electric și așa mai departe, puteam să le punem simple și costau relativ puțin, sau puteam să le punem niște rampe elegante pe care le-am ales și care costă extrem de scump, dar au lumină, lumină de veche, lumină la care copiii se poate citi, au butoane pe care să apese pentru panică. Chiar nu am precupețit niciun ban și niciun efort de a face locul ăsta mai în regulă. Spitalul, managementul ne-a dat jumătate din etajul 7, în cealaltă jumătate sunt încă internați copii bolnavi și după ce terminăm prima jumătate ne putem muta. Am planuri, am proiect, am deviz, este mai mult și mai mare decât banii pe care i-am deja strânși, așa că am să vă postez tot timpul și aici și pe orice cont al meu, felul în care puteți și voi ajuta la renovarea etajului 7 de la Fundeni.